Sărbătorim astăzi, comemorăm 70 de ani de la marea victorie sovietică de lângă Moscova, prima mare înfrângere suferită de Germania nazistă în războiul de agresiune pe care tot ea l-a dezlănțuit. Trebuie remarcat faptul că în această bătălie curajul lui Stalin a jucat un rol foarte important. Stalin a avut curajul ca în clipa cea mai grea a războiului să rămână în Moscova. Lumea a văzut că Stalin a rămas în Moscova și acest gest de curaj al lui Stalin a îmbărbătat trupele. Trebuie dezmințit de asemenea basmul că nemții ar fi fost învinși din cauza frigului. Ne putem întreba tancurile sovietice de ce nu au fost afectate de frig. Ne putem aminti și de vitejia soldaților și de spiritul lor de sacrificiu în acele momente grele, disperate, când piloții sovietici se aruncau cu avioanele în flăcări în tancurile dușmane, se aruncau cu avioanele în flăcări în avioanele inamice. Ce poate fi acesta decât cel mai mare eroism? Când vorbim de bătălia de la Moscova, trebuie să ne aducem aminte și de eroismul trupelor sovietice. Un eroism cum nu mai văzuse istoria până atunci. Să ne amintim aici și de caracterul pe care l-a avut războiul României împotriva Uniunii Sovietice, un război nedrept, în condițiile care Uniunea Sovietică era singura țară în care muncitorii și țăranii erau la putere. Era singura țară în care muncitorii și țăranii erau oameni cu adevărat liberi. Slavă veșnică ostașilor sovietici, slavă veșnică marelui Stalin.